foarte happy că filmez, asta e clar. Înainte de toate, am o cutie, ghici ce, produse terminate. O să încep să vi le spun cum au fost, dacă mi-au plăcut, cu ce am înlocuit. Și hai să intrăm în pâine. Sper că sunteți bine și că aveți o zi bună. Sunt pe happy azi. Ok, o să încep cu ceva ce nu mi-a plăcut. Deci, am luat benzile astea de ceară pentru epilat. Ele se prezintă așa și nu-s bune de nimic. De nimic nu-s bune. Sunt contrafăcute, nu sunt bune. Le-am folosit, adică am încercat să le folosesc reci, da? Așa? Și calde și le-am pus și să se mai topească din ceara aia, nimic, nimic. Deci nu scoate niciun fir de păr, nu sunt bune deloc. Aprind focul cu ele, vă spun sincer. Adios! Da! Le-am terminat, pardon, le-am terminat pe astea de față, de la farme, care mă înțeleg cu ele foarte, foarte, foarte bine. Sunt foarte bune. Îmi plac foarte mult, pe acestea le-am terminat. Nu am mai găsit de față, în schimb, le-am luat pe acestea, sunt de corp, tot de la Farmec. Farmec, zic bine. Sunt de corp și îmi plac de nu mai pot. Le folosesc pentru mustață, pentru sprâncene, pe aici, pentru mâini. Sunt geniale, îmi plac foarte mult. Își fac treaba și pe față și pe picioare. Acelea nu mi-au plăcut pentru că nu scoate niciun fir de păr. Din contră, se rupe, se desface. E ca tachii visele, nu e bună de nimic pe românește. Am o lumină foarte ciudată. Aici e geamul, când iasă soarele, când intră, când... Ok, mai departe. Am terminat două șampoane. V-am mai vorbit eu de acesta. Am uitat să-l mai includ, nu știu ce am făcut. Ăsta este un șampon primit de la cineva, este șampon și balsam, foarte fain mi-a lăsat părul, e, nu știu, din străinătate, dar mi-a plăcut foarte mult. Am terminat și un Head & Shoulders care, din păcate, nu știu, ori am eu probleme cu scalpul, ori nu-și mai face efectul, ori au schimbat formula pentru că nu mai e bun, nu mai îmi face bine, nu mai funcționează, nu mai merge la mine. Apoi... am terminat parfumul de la Pur Blanca, foarte fain parfumul ăsta, nu durează foarte mult, nu se menține foarte mult, dar pentru iarnă e așa, e plăcut, mi-a plăcut acesta, o să-l mai cumpăr, bineînțeles, dar momentan am o grămadă, nu mai cumpăr nimic. Apoi, am terminat gelul acesta spumant de la Gerovital. El spune că e stop acnei. Eu n-am probleme cu acneia, dar l-am folosit când mă spălam cu foreu pentru că face spumă și îi de vis. Foarte, foarte fain, curăță fața, n-am avut nicio problemă. L-am înlocuit cu altceva de la Vichy, o variantă mică pe care am primit-o de la prietena mea. Și mai am încă unul de la Roche-Posay. Sunt acolo cu ele. Când o să le termin, o să îmi iau ori din ăsta, ori din ălea, văd eu, dar sunt foarte bune. Apoi, am terminat crema asta, crema depilatoare de la Elmiplant, să nu zic prostii. Băi, nu prea mă încântă crema asta, sincer, nu prea își face efectul, parcă nu te dai cu ea, dar nu curăță foarte bine, mai lasă păr, trebuie iar să aplici, deci nu o să mai recumpăr, prefer benzile decât crema pentru că, nu știu, poate la voi funcționează, dar la mine... nu prea merge treaba. Ok. Apoi, am terminat uleiul meu de cocos, care a fost genial, superb, absolut minunat. L-am folosit pentru păr, pentru corp, pentru față, pentru scrub-uri. Este divin. Bineînțeles că o să-l cumpăr. Borcanul o să-l refolosesc, că why not? Și acum miroase ulei de cocos și l-am spălat. Dar este absolut minunat. Mai am ulei de... era să zic migdale, nu, am ulei de măsline, până când o să recumpăr pe acesta, o să mă ajute acela. Apoi, iubi, soțul meu, o termina parfumul acesta de la Premier Lux, am luat eu, nu știu mai de mult, oricum de mult, unul pentru mine, unul pentru el, pentru că le-am găsit la ofertă. Miroase bine, dar nu știu care e faza și cu Premier Lux-ul, parcă nu mai durează atât de mult, ori sunt eu... cu probleme la cap, ori nu știu. Apoi, soțul meu a terminat și un deodorant din acesta. Nu știu, mie nu prea mi-a plăcut, parcă
nu-și face treaba extraordinar. M-am dat cu el, l-am folosit și eu de aia, vă spun, pentru că nu, parcă nu rezistă. Apoi, am terminat. Nici nu trebuie să vă mai spun. Amândouă le-am terminat. Momentan le-am înlocuit, cred că cu ceva de la Dove sau Nivea, ceva acolo, pentru că n-am mai găsit din astea, dar doar cu astea mă folosesc. Așa că am luat ceva de la Nala, cred că ați văzut, abia aștept să-l testez, să vedem cum se prezintă acela. Sunt foarte curioasă, n-am mai folosit un deodorant cremă, never. Bun, pentru unghii am terminat acest dizolvant, foarte fain, el așa ca stil. Tot legat de unghii, mai am încă un dizolvant, acetonă. De acestea le folosesc pe oja normală, nu pe oja semipermanentă. Tot legat de unghii, a expirat această ojă. Era un nail tratament pentru unghii foarte fain. Era, pardon, aproape la culoarea unghiei, foarte mișto, care protejează unghia. Era un tratament, pe înțelesul tuturor. Un rimel, acesta l-am terminat de mult, de mult, cred că este, da, este de la Slick, pa? Am deja, cred că două de la Avon. Apoi, mai am două mostre din acestea mici, unul de la Roche-Posay, unul de la Vichy. Sunt creme pentru față, foarte faine. Ăsta de la Vichy îmi lăsa pielea foarte fină și foarte, nu știu, catifelată, dacă pot să spun așa, foarte faine sunt. Și ultimul meu produs, tot de la Vichy, este tot așa o cremă minerală 89, știți voi gama aceea, care absolut divin, divin, deci mi-au plăcut foarte mult, unele mai mult, altele mai puțin, nu știu, poate nu sunt eu sănătoasă la cap. Dar unele parcă nu-și mai fac, nu știu, efectul puii mei, cum era și cu, cu șamponul Head & Shoulders. Deci eu am folosit acest șampon de când era la pliculeț. Dacă vă aduceți aminte, la plic din acela mic, mă spălam cu unul pe cap și era foarte fain, mișto. Ei, acum nu știu care-i treaba, ori sunt eu prea stresată, ori ceva la capul ăsta nu mai funcționează, nu știu. Dar acestea sunt produsele pe care le-am folosit și v-am spus opinia mea despre ele, cum sunt, dacă au funcționat, dacă au fost bune. O să fac acest gen de videoclip, de câte ori, nu știu, se strâng mai multe, o să-mi pun o cutie în baie ca să nu le arunc, că de obicei le arunc, că tinc. Și o să încerc să adun acolo și când se adună mai multe produse, că nu vin cu două produse, ia uite, le-am terminat, iha! Când o să se adune mai multe, o să vă vorbesc despre ele, dacă mi-au plăcut, dacă și-au făcut efectul așa cum spuneau că fac. Și o să vă dau mai multe detalii despre ele. Mie mi se pare foarte interesant acest gen de video care vine cu o părere sinceră, nu doar să lauzi, oh, mamă ce bun e, face bine, nu știu ce. Nu, nu mi se pare deloc corect, că poate eu mă iau după tine, știi, mă influențez și îți... ascult părerea și până la urmă poate nu funcționează. Trebuie să te gândești că până la urmă, na, suntem diferiți și nu toate cremele funcționează pe toată lumea. Nu, că n-are cum. Ok, dragii mei, acesta a fost videoclipul de azi. Unul, cred că foarte scurt, cu o părere sinceră despre produsele pe care le-am terminat, le-am folosit și ne vedem data viitoare. V-am țucat!